Bună ziua, domnule primar, bine v-am găsit. Bună ziua, domnul Prulagă, bine ați venit ca de obicei. Am venit să informăm pe cetățeni ce probleme ați discutat, domnule primar, la ședința Asociațiilor Comunelor, unde în fiecare an sunteți o voce. De data asta n-a mai fost o voce pentru că nu a fost cazul, dar tot ce am avut eu, întâmpinarea pe care am avut-o de făcut, am informat conducerea Asociației Comunelor și de fapt la rândul ei a pus pe masă solicitările noastre, le-a pus pe masă fiecărui ministru în parte. Au venit și ministrii acolo? Tot guvernul a venit în frunte. Vă spun sincer, cu tot respectul, pot să spun și cetățenilor și tuturora, domnul prim-ministru a venit cu tot guvernul. Sunt responsabil, asta vreau să rezolv. Fără discuții, cu multă responsabilitate. Nu vă spun că ministrul agriculturii a răspuns la toate întrebările, dar la toate întrebările. A stat, a avut, cum să vă spun, răbdarea să stea, să asculte pe toți, pur și simplu. Doamne, n-a rămas primar cu o problemă care să nu fie discutată și să nu fie rezolvată. Pentru mine a fost, cred că, cea mai perfectă ședință pe care am avut-o. Cea mai perfectă conferință națională. Nu știu. A mai fost, într-adevăr, odată când a participat tot guvernul, dar de data asta n-au înșelat așteptările. Au venit toți, tot guvernul, împreună cu primul ministru. Ce lucruri importante s-au vorbit, domnul primar, acolo? Despre ce anume, care ar ajuta și comunitatea de Roseți? Păi foarte multe probleme s-a discutat, nu pot să vi le relatez acum, dar foarte multe probleme care s-au discutat și care ne privește și pe noi. Se va schimba legislația în urma la aceste discuții? Eu bănuiesc că da, pentru că am văzut din partea domnului prim-ministru o înțelegere totală și o responsabilitate. Dânsii văd într-adevăr în primari oamenii care urmăresc interesele comunității și de aici pleacă totul. Vă spun sincer că dacă ar fi o colaborare strânsă, așa cum mi s-a dovedit acum, treburile s-au schimbat radical în România. Dacă să știți cu ce întâmpinări am fost acolo, am să vă pun la dispoziție această adresă prin care, de fapt, eu n-am putut să iau cuvântul pentru că au fost așa de mulți primari și așa de multe probleme încât înainte să selecta, să cupla aceleași probleme, de exemplu, le discuta un singur primar ca să deruleze mai repede programul acestei conferințe. Dar de data asta, nu știu cum să vă spun, s-a dat posibilitate ca fiecărui primar care a fost acolo prezent și a venit cu probleme să le spună și nu știu ce la fiecare ministru în parte. Știu că unul din probleme ar fi simplificarea procedurilor legale pentru lucrări, obținerea autorizațiilor să fie făcută mai rapid și poate pe sume mai mici decât... Nu, sunt foarte, foarte multe probleme. Nu numai astea, vă spun. Sunt probleme de legislație unde trebuie umblat. Echipa Ciolacu este receptivă, da, spuneți la problemele acestea. Eu am să vă pun la dispoziție și am să... Așa, întâmpinarea pe care eu am făcut-o și dumneavoastră, când plecați, să luați la cunoștință și să informați corect cetățeanul, pentru că așa este normal.